Stimați telespectatori și concetățeni, emoțiile mele sunt extraordinar de puternice. Acum două ore, când am ieșit din închisoare, primul gest care l-am avut, am sărutat pământul românesc. Poate voi avea ocazia să vă mai povestesc câte ceva. Acum tot ce vă rog este să aveți înțelegere față de toate câte se întâmplă în țara noastră, să se acționeze cu calm, pentru că pentru ceea ce am luptat noi, iată că s-a realizat. Petre Mihai Băcanu a făcut pușcărie în comunism pentru că a vrut libertate de exprimare și a îndrăznit să ia atitudine într-o societate amorfă. Ziarist de vocație, el e unul dintre puținii dizidenți români. A plătit cu un an din viață și cu bătăi crâncene încercarea de a tipări un ziar anticomunist. Ce l-a făcut să își riște viața într-un regim al terorii? Curajul altor români. Inspirat am fost de Ana Blandiana special, de Doina Cornea, de Filipescu, de Gabriel Andreescu, pe care îi urmăream în general, dar mai ales de Blandiana. Și mi-am zis că dacă această femeie suavă și delicată este în stare să se lupte cu un monstru, noi bărbații suntem niște cârpe care stăm și ne lamentăm. Așa mi-a venit ideea întâi a unei organizații anti și a unui ziar care să mobilizeze, să mobilizeze pe români. Am fost arestat acum un an de zile. Am scos un ziar care s-a numit România, organ al Alianței R pentru restructurare, reconstrucție și redresare. Vă mulțumesc! Băcanu a înțeles un lucru fundamental. Cuvântul este temelia libertății. De aceea regimul represiv l-a aruncat în închisoare. În ultimii ani ai comunismului, cel mai mult l-a deranjat libertatea de expresie. Așa se explică și nevoia de a demonstra, de a se opune. Și eu mă bucur că la români s-a menținut acest morb. Cum de nu a nebunit în izolarea carcerală, căci securitatea comunistă l-a ținut singur în celulă aproape un an, tratament rezervat doar deținuților politici de mare risc, cei care constituiau un pericol major de contaminare a societății cu ideile lor subversive despre libertate. Credeau că mă pot îmblânzi cu violența. Am suportat-o cu stoicism. Toți au trecut până mașina de tocat a securității. Bătăi, violențe, schingiuiri, toate formele de tortură posibile, inclusiv psihică. Mi-am impus să călătoresc imaginar, chiar să zăbovesc pe anumite trasee de munte, în felul ăsta să-mi umplu timpul. Am debutat prin a număra. Am zis eu că am să număr. Dar mă trezeam de multe ori și începeam 601, 602. Atunci mi-am dat seama că în felul ăsta pot să-mi pierd mințile. Și atunci am călătorit, am compus careuri de cuvinte încrucișate în minte, am jucat șah în minte, piesele le-am făcut din pâine și mămăligă, cu apă și le-am modelat cum am putut eu acolo. Ieșit din închisoare odată cu fuga dictatorului, Băcanu a devenit un simbol al luptei împotriva oricărei puteri opresive. A intrat imediat în opoziție față de noul regim de la București, s-a luptat și cu patronii străini ai ziarului România Liberă și a fost martorul marilor demonstrații din România din ultimele trei decenii. Dacă n-ar exista atitudine, eu cred că presa nu-și mai are rostul. Pentru că numai prin atitudine poți să îndrepți ceva într-o societate. El are acum un singur sfat pentru tineri, izvorât chiar din conduita personală. Eu mi-am formulat de cursul timpului îndemnul către generația tânără. Curaj. Atât.